Salut! Eu sunt Julia Marcan și sunt de aceeași vârstă cu chelia lui Bro și am la fel de multe kilograme cât dă jos el și pune la loc în fiecare an. Mă bucur că sunt aici la Shelly Show, la Prima TV. Asta ar fi prima glumă din rost. Mă rog. Sincer, când m-a sunat Bro, am crezut că mergem la Ai Umor sau ceva de genul. Dacă știam că venim la Shelly, aș fi refuzat politicoț. Credeam că e rostul meu, dar până acum îmi place. În filmul Five Gang, regizat de Matei aici, de față, am jucat rolul unui copil cu fițe și figuri, da. Singura indicație de care am avut nevoie de la domnul regizor a fost fii ca mine, dar mai mic. It's a fact! A fost greu cu cinematografia în România pe timp de pandemie. Vestea bună e că se vor deschide din nou cinematografele. Vestea proastă este că asta înseamnă că Matei va mai face filme. Am înțeles că Matei a reușit să se treacă pe lista de vaccinare din valul 2, dar alături de oamenii cu boli cronice, ci că suferă de el atât de tare încât e deja comorbiditate. Wow. Lui Matei îi place foarte mult cultura americană, a făcut și câteva sketch-uri în engleză, da, face parte dintr-o categorie exclusivistă a oamenilor care sunt neamuzanți în două limbi. Felicitări! Lăsând gluma la o parte, succesul i-a adus mult, mult noroc cu fetele. Da, are atât de mult succes cu fetele, încât face vloguri cu mamica sa. Ceea ce e foarte drăguț. Și eu sunt fan Bro Mama, adică super. De acord aici. Dar să nu-l uităm pe Shelly, da. El este foarte implicat în tema cu educația din România. E de fapt un învățător. Și la fel ca și învățătorul, dacă știi să scrii, să citești, și știi tabla mulțirii, nu mai ai nevoie de el. Uf! Adică cum, oamenii care se uită la mine sunt incurți? Asta vrei să spui, Julia? Ok, haideți să vă prezint un scurt rezumat despre Shelly Șoferul. Da, în noiembrie 2019 a luat mașina cu care a rupt internetul, sau mai bine spus, a rupt pragul mașinii în prima săptămână de la achiziție. Și-ai. Apoi a avut primul accident în prima lună de la achiziție și de atunci a reușit să facă până la 3 cauciucuri praf și să rămână fără permis pentru viteză excesivă. N-aveam nici casco când am făcut accident. Clar putem spune că el șofează mai prost decât cântă. Dacă era posibil așa ceva. Nu știu dacă ați văzut ultimele comentarii cu Shelly președinte de la tot ce postează în ultimul timp. Serios? El nu știe să conducă o mașină și voi vreți să conducă o țară? Conform ultimelor audiențe, emisiunea Shelly Show, atenție, este cea mai urmărită emisiune de către părinții lui! Felicitări încă o dată! Felicitări! Atât părinții mei și bunicii. Oricum. Deci uite de la el. Stai aici, nu faci nimic, te uiți la mine și mă lași pe mine să distrez toți oamenii ăștia. Am deja un deja vu, vorbesc serios. Parcă sunt la filmările Five Gang, un alt fel de Crăciun. Show, 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 show.